Agenția Națională de Integritate a cerut încetarea mandatului lui Dominic Fritz, motivând că s-ar afla într-un conflict de interese. Mai exact, ANI susține că edilul a întocmit în noiembrie 2020 un plan urbanistic zonal în folosul unei societăți reprezentate de arhitectul Răzvan Negrișanu, care este și consilier local. Dominic Fritz a luat în prealabil un împrumut de la acesta în campania electorală. Actualul primar al Timișoarei a declarat că ANI a emis un raport abuziv, că încearcă să prezinte situația unui conflict de interese administrativ care nu este acoperit de fapte. E un pic ca la Radio Erevan. Ei spun că am elaborat un act administrativ pentru un beneficiar unei persoane care mi-a împrumutat bani, doar că nu am elaborat acest act, nu a fost beneficiarul și nici măcar nu mi-a împrumutat mie bani. Pe scurt, ce s-a întâmplat? S-a elaborat un puz în primăria Timișoara înainte să ajung primar. Acest puz a fost elaborat de un arhitect care nu este beneficiarul puzului. Asta este informația cea mai importantă, asta se vede și în HCL, beneficiarul acestui puz, adică cel care construiește în urma acestui puz, nu este arhitectul despre care este vorba, ci acest arhitect are clienți, asta face, elaborează documentații pentru puzuri. Acest puz a fost elaborat și avizat în primăria Timișoara înainte să ajung primar. În 15 octombrie, primarul de atunci, Nicolae Robu, a semnat referatul de înaintare spre Consiliul Local acest puz. Și pentru că nu a mai intrat într-o ședință de Consiliu Local până atunci, colegii în 2 noiembrie, adică 2-3 zile după ce am ajuns primar, m-au rugat să resemnez acest referat de aprobare de înaintare pe care îl semnase deja Nicolae Robu. Dominic Fritz a adăugat că împrumutul de campanie 25.000 de lei nu era pentru el personal, iar acești bani au fost restituiți de la bugetul de stat, așa cum se procedează, fără să ajungă niciun leu în propriul buzunar. Edilul a mai spus că ANI știe toate aceste fapte. Avocatul meu a făcut un punct de vedere pentru ANI și tocmai pentru că faptele sunt atât de clare, așteptarea ar fi fost ca ANI să nu ajungă la acest raport. Văd că totuși l-au făcut și asta pentru mine e clar un semn de reacredință, încă o dată, pentru că nu există această faptă invocată. Eu în orice moment am acționat corect și fără niciun fel de conflict de interese. Dominic Fritz spune că raportul nu a ajuns încă la el, că a aflat din presă și că îl va ataca în instanță. Edilul a menționat că nu are niciun dubiu că va câștiga.